Italia, Vitalio Ciobanu, din nou o carte pentru care mă bucur foarte mult. În primul rând pentru că îmi doream mult să mai avem un volum de proză scurtă în colecție, nu știu cum s-a întâmplat să fie foarte multe romane la rând și mai puține povestiri. Avem aici un volum de povestiri de cea mai bună calitate. Aș spune că pentru cei care merg la cursurile de creative writing și sunt interesați să scrie proză scurtă în momentul ăsta, ar trebui să ia cartea lui Vitalio Ciobanu și să vadă cum se face o construcție atât de rotundă, de reușită pe niște întinderi mici. E o carte, aș zice eu, traversată de două obsesii mari ale scriitorului Vitalio Ciobanu, care, cum știți, este și publicist, și eseist, și prozator, și ele sunt de data asta, iată, valorificate literar. Una este politicul, cealaltă este fantasticul, pentru că sunt aici spre marea mea bucurie, pentru că am mai spus-o în mai multe rânduri, mai puțin se scrie proză fantastică astăzi, nu se crede, nu fantasy, ci fantastică cu adevărat. O parte din acest volum, câteva texte sunt de proză fantastică clasică, în cel mai clasic sens al cuvântului. Textul meu preferat din carte, pot să spun și eu asta, cred că este primul, cel care dă și titlul volumului, Zilele Bucovareste, pentru că impune un personaj cu totul memorabil. E vorba de un fel de tribun improvizat care își rostește discursurile unui public care întotdeauna pe jumătate sedus, pe jumătate contrariat de această revoltă a fostului profesor de estetică Oreste împotriva lumii strânde și a politicului din zilele noastre. Un personaj remarcabil și el destul de straniu, pentru că anumite dozaje foarte fine ale prozei lui Vitalio Ciobanu merg spre straniu, altele merg de binele spre fantastic. El este un fel de anticar, este un fel de negustor de vechituri, care vinde niște obiecte aproape lipsite de identitate, care și-au pierdut de fapt identitatea, sunt nerecunoscibile, bineînțeles metafore, simboluri ale unor lumi care sunt fie trecute, mă rog, fie depărtate în spațiu. E o carte foarte bine dozată, cum spuneam, cu texte care constituie fiecare un univers de sine stătător, foarte rotund. Și cei care scriu proză scurtă știu că, de fapt, ăsta e pariul